Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Ei bine, astăzi am reușit să combat algoritmul. Când zic să aflu cum să combat algoritmul, am văzut un alt video pe YouTube. O să vă las linkul de la videoul ăsta, mă mai văd așa. O să vă las linkul de la videoul ăla, că de acolo am văzut chestia asta. Probabil că o să ziceți, bă, îl copiez pe tipul ăla. Era copiere dacă nici măcar nu spuneam de la cine am văzut chestia asta. Doar pe prezi mai departe videoului, practic îi fac promovare. Ei bine, avem vintele confirmate ca fiind de demonetizare. Așa că și tu, dacă postezi pe YouTube și nu mai vrei să-ți iei demonetizarea blană, ai aici toate cuvintele care pot fi cu demonetizare. Hai să fac fereastra asta mai mică așa. Secundă. Vreau să văd dacă mă văd. Bun. E, căcat. Hai mă, nu vrea să stai întinsă fereastră. Așa. Asta și. Bun. Vă dau OBS-ul mai așa. Bun. Deci hai să vedem ce cuvinte. Acum nu stau să le iau pe toate la rând, că după cum vedeți sunt 722 de cuvinte. Dacă aș sta să iau fiecare cuvânt în parte, într-adevăr aș putea să fac video-ul ăla de 10 minute lejer, dar las. Hai să vedem ce avem pe aici. Chestia așa, astea mai mari. Deci avem 88, care nu știu ar trebui să fie. Chestii legate de 11 septembrie. Me too, că era chestia aia pe, dar nu știu ce naiba înseamnă. Adică cred că și eu am pățit sau cam așa cred că s-ar traduce. 18, deci nu știu ce asta cu 88, 18 plus clar. Fortune, cred că e ceva pornache. Hai să vedem. Abortion, ăsta nu știu cine căcat-i. Evident, fratele nostru nazist. Acum, nu știu, oare inasol dacă doar le am în descriere și în titlu sau și dacă le zic în video. Asta nu știu dacă ar fi așa. Dar o să aflu când o să postez videoul. Hai să zicem mai pe aici. Chestii de-astea teroriste. Deci n-ai voie să spui numele acestei țări, am înțeles. Adulți așa normal. Hai să zicem mai e. O grămadă de chestii bazate pe cur. Ce mai avem? Clasica târfă. Căța. Suca în rus. Adică bitch. Eu tot o să zic cuvintele astea. Ia. Uite și tu un cuvânt așa frumos, big tits și... Deci n-ai voie să pui așa ceva. Deci nu, repet, nu știu dacă și dacă le spui un curs, dar cred că ți-l demotizează și dacă le spui. Bine, aș putea să le zic cu un accent de rus și așa nu ar mai, le-ar mai lua robot. În fine, și o altă chestie pe care nu știu, oare dacă le zic în română, adică în orice altă limbă mi le... Șterge că cum de e pe aici, dic. Dacă zic pulă, varianta română, da demonetizare, că pot să zic de asta noastră, cuvântul nostru românesc, sau pot să zic de localitatea Pula, din Croația, că e localitatea, sau de moneda din Botswana, na. Nu știu, o să aflu acum, de ce. Momentan, na, le avem doar pe astea în engleză, dar presupun că o fi valabil și în română, cel puțin, dacă le pui în titlu. Ce mai avem? E-mail negru, poșta neagră, am înțeles ce mai e. Bombă, deci avem și bombă, am înțeles. Deci dacă faci un video, de exemplu, how to plant bomb in CSGO, gata, i-a dat demonetizarea. Ce mai e? Cant. Deci așa se scrie cant. Cu creativă, cred că doar noi românii folosim creativă atât de mult. O grea de chestii bazate pe cocoșei. Sper că vă place harbasul de pe fundal. Nici nu știu să pun video ăsta pe premieră, să nu-l pun. Dacă fac 10, 15, 20 de minute, îl las pe premieră dacă îi se mai lung. Coffin Dodger. Columbine. Columbian cred că ar fi. Mă gândeam la columbofil, adică crestător de porumbii, nu vă gândiți la de la care fantezi columb. Ce mai avem pe aici, azi de? Crackhead, ăsta nu-i ceva gen capul drogurilor sau... La crack se... Crack mai e drog sau shop. Cam o grămadă de smântână pe aici. În mare parte văd că pe aici sunt multe chestii legate de astea pe care le caută lumea pe pornache. Dar totuși, de ce ai cenzura ar fi interzis cuvântul moarte? Adică să ne gândim totuși câte melodii sunt și nu neapărat rock. E și normal așa. S-ar părea aiurea, muncește om să-și facă melodia și-și amare demonetizare. Dildouri, mort,
Măciuci, o grămadă, Doggy Style, că de ce nu? Donkey Punch, asta nu știu. Hai mă, serios mă, E-Rape-ul e cu demonetizare, las-o dracu de treabă, demonetizare pentru E-Rape. Așa cum a... ce naiba, face omul un E-Rape cu care să fac troll cum i-a făcut lui Rafael asta vară și... e cu demonetizare, ce mai e pe aici? Dumbass, asta e replica lui Butthead. Deci Butthead ar trebui să primească demonetizare. Uite, a căutat lumea, erectile dysfunction. Nu mi se pare corect, caută omul chestii legate, sfaturi de-astea, n-ai voie. E canalul Z, Sins TV, canalul Johnny Sins și discută chestii gen ejaculare precoce și astea, fără nimic. Să zici că apare una dezbrăcată sau o moci cosculată. Primește săracul demonetizare pentru ceva, că ajută o grămadă de oameni, învață cu ce tanger să-și dea ce mai erotic. O grămadă de chestii legate de cuvântul fuck, adică a face. Facebook whore, că de ce nu... Cuvântul pentru care și-a luat Codrin bani pe Facebook și un tovarăș de-al meu bani pe LOL. Ce mai e? Female squirting. Deci, cred că 90% dintre toate cuvintele astea sunt de... pentru... cum se cheamă? Pentru pornache, când cauți pornache. De ce dracu ai vrea să fuți o rață? What the fuck? Poate... expresia care bot de rață? Uite, fuck off, e expresie, nu este reprezint, nu e neapărat în sens de futai, dar văd că nu-i voie niciun fel cu fuck, am înțeles. Bă, da, suca o fi, ia să văd, ar se scrie cu Y, sica, dar nu cred. Doar în, doar în engleză. E neapărat că o fi echivalentul de bitch, habar n-am. Fucktard, dar retard, am înțeles. G-spot. A, punctul G ăsta. Înseamnă că mi-o dea de la bazooka. Punctul G ar trebui să fie demonetizat. Hai că am avut deja 7 minute, îl pun pe premieră. Mie nu, oricum video-ul ăsta o să fie demonetizat, că tot am citit cuvintele astea interzise. Dar măcar îl fac mai lung, așa să fie de premier, că dacă îl fac episod scurt, dă lumea skip. Hai să vedem ce mai e pe aici. Group sex, G-spot. G-spot. Handjob, o grămadă. Hard. Holy shit, am înțeles. Și ăsta este interzis. Jerkoff, Jeffrey didn't kill himself. Cine pui mea e Jeffrey ăsta? The fuck. Din nou, kill it, KKK. Asta înseamnă, ok. Nu știu ce înseamnă. Nu știu de ce vin prescurtările astea. Adică, cred că e ceva japonez ăsta. Ce ca trebuie să fie? Las Vegas, am înțeles. Live leak nu... erau de-astea cu failuri, parcă. Că vedeam clipuri cu failuri, cu faze tari și scrie acolo live leak. Deci e cu demonetizare și live leak cu să-mi bat picioarele. Mai pe aici. Marijuana, văd că este interzisă pe YouTube, am înțeles. Asta. Deci nu e masturbation, asta e masturbation. Deci e master, e de nivel de maestru. Am înțeles. Manhore, ok. Me Too ăla care era popular, dar tot n-am înțeles ce înseamnă, nu m-a documentat, doar au semn de el. Ăsta nu știu ne căcat e. Poziția misionarul, am înțeles. N-ai voie să spui nici N-word. Deci pe lângă... ca să nu spui cuvântul când zici N-word, n-ai voie nici să zici N-word. Păi și atunci ce zicem? N-lyric? Versul cu N? Abar n-am. Bine, probabil că poți să zici blacks și gata, în loc de... napolitana, dacă mă înțelegeți. When War, nu te joci pe YouTube, înțelegi? Serios, bă, nu poți să cauți Noua Zeelandă pe YouTube. Deci dacă, faci video despre geografie și pui Noua Zeelandă, gen 10 lucruri despre Noua Zeelandă, ți-ai luat demonetizare, what the fuck? Ce mai e pe aici? Evident. Toate astea așa. Deci n-ai voie să cauți nici nipples. Nipple văd că ai voie, dar nipples nu. Deci prin urmare, nasol de Salamanderman. Ce mai avem? NSFW, North Carolina. Ce căcat o avea North Carolina, nu știu. Mă rog, a zis în clipul ăsta, dar nu m-am uitat tot. Sigur o fi zis ceva. Orgasmic o grămadă, deci n-ai voie să... uite-l și pe teroristul acesta.
Por scris cu zero, am înțeles. Pedofilie, pedofile, n-ai voie. Penis per phone sex. De ce dracu ai căuta așa ceva pe YouTube? Dar acum stau și vă gândesc. Toate cuvintele astea au fost cenzurate, că au vrut ăștia de la YouTube, sau lumea căuta așa ceva și vedeau advertiserii în statistici cum a ajuns lumea la produsul lor, că eu nu înțeleg. Sau au venit advertiserii cu ideea, bă, noi nu vrem să apărem la căutări legate așa. În primul rând trebuie să fii nebun să te gândești la ce atrocități caută lumea pe internet totuși. Tot un om nebun care ar căuta așa ceva aveau prin conducere pe acolo, a zis, bă, cuvintele astea să fie cu demonetizare. Ce de azi numai în engleză, deci nu știu cum e cu română, cred că traduse, motamo, ar fi interzise. Ăsta nu știu cine e căcat, erate, ăsta nu știu ce e. Dai. Pornhub, deci n-ai voie să vorbești despre, să spui în titlul Pornhub. Nici viol. Asta nu știu cine e, redhead. Redhead înseamnă roșcat. Înțeleg că e categorie, dar totuși. Deci nici ritar n-ai voie. Roms. Deci dacă e vorba de băutura rom sau... Sau fi pentru gypsy, cum vor lor să se zică romi. Bă, n-am. Am citit rapidis prima oară, nu rapist. Shit, deci n-ai voie să cauți căcat, am înțeles. Asta nu știu. Mă știu de cuvântul ăsta pe undeva, ia. Yeah. Salvia. Dacă saliva. Scrotul. Deci asta e o școală unde am înțeles. Evident aici o grămadă cu sex. Shit, o grămadă de rahat. Shooting-uri. Ia stați, dar 666 e? Că în videoul lui 666 nu lumea interzis 666-le? Să mor tu. Deci gata, eu nu mai sunt cu demonetizare, am înțeles. Că uite, ăsta când a băgat aici era 666-le, parcă. Deci era, deci înseamnă că, gata, deci eu nu mai trebuie să prez demonetizare, că am 666 nume. S-au uitat el să-l pun aici. Oricum, îmi place, tipul ăsta seamănă cu mine. Atât că probabil că e mai tânăr la față, dar cred că e mult mai bătrân, dar aia, el măcar se întreține, nu și lasă barbă de aurolaca. Bine, îmi place că are părul lung, uite, are și chitară acolo, deci e roacere al meu. O să-mi vină și mie chitara zilele astea, deci e bine. Hai să dau înapoi, deci eram pe la cuvinte legate de shit. Ce mai e? Sexual, haide, sănătate sexuală, n-ai voie. Sex cap, asta înțeleg. Și o grămadă de chestii legate de sex, înțeleg, da, uite, de exemplu... Ne pe aici și gen sexual education, bă, că nu e. Dar totuși, sănătate sexuală, ar putea să fie ca o educație sexuală. A, s-ar putea să fie lăsate. Te cheamă Simon? Și, bă, cauzi de exemplu jocul ăla, Simon spune și este interzis, am înțeles. Ce căca, mă, school fuck. What the fuck. Son of a bitch, vechea expresie. Bă, că nu mai ai voie. Nici Carolina de Sun ai voie să cauți. Ai voie să cauți, dar e cu demonetizare, pardon. Don't, adică împietrit. Shut the fuck up. Cum are filthy frame melodia aia. Am auzit de sindromul Sudanului. Simpatie, n-ai văzut că o simpatie? What the fuck? N-ai voie să pui simpatie în titlu, mă scuzați. Mă tot încurc pe aici. Take the peace. Ted. Ce-o fi Ted ăsta? Terorismul. Tot așa. Ia, cuvântul 666 de pe listă care e. Titwonk. Trebuia să fie TikTok. TikTok n-o fi cu demotizare. Titis, cum zice Nico Bellic. Ladies with big titties. Titis. Titan, topless. Pui bine, melodie de la Breaking Benjamin topless. Deci melodia aia automată are demonetizare, am înțeles. Torrent. Pentru că de ce nu? Și la mine e aici torrentul frumos. Deci clar demonetizare incoming. Tortură. Serios? N-ai voie să primești demonetizare că pui Ucraina în titlu? Da, dacă pui Rusia în titlu. Ai voie? Ia, Rusia. Rusia nu e cu... Rul? Nu.
Deci la Rusia nu ți-e demonetizare, dar la Ucraina ți-e demonetizare, am înțeles. Uncle Fucker. Că de ce nu? Trebuie să faci un video despre Uncle Fucker, e cel mai bun subiect. Urban Dictionary. Serios? Vaginal cancer. Bă, poate vrea careva să vadă clipuri despre, nu știu, să se documenteze, poate are proiect ceva și caută video despre așa ceva. Și omul ăla care face un video despre așa ceva e doctor, povestește despre asta, primește demonetizare. Să-mi bat picior. Bine, ca doctor ai bani căcălău, nu-i problemă. Bă, dar ce păr umflat am. Ce păr umflat am, acum observat. Virginitate, deci sper că se aplică și la români. Sper. Dar dacă e doar virgin și fără a, înseamnă că poate o fi scăpat astea cu videouri de genul, nu știu. Ar fi total aiurea. Da. Sincer, sper să se aplice și în română dacă pui astea. Traduse în română motamu. Two girls, one cup. Veteranii internetului sigur știu cuvântul ăsta. Videoul ăla. E un video cu două fete și un borcan și un pahar. Căutați asta și o să vă borăți mațele, mai mult ca sigur. Vulgar, am înțeles. Vomă! The fuck? Dacă faci o story, te-ai cutei în bătaș și ai vomitat, gata, ți-ai luat demonetizare. White power, asta cred că sunt chestii de rasism. War crimes. Ok? X-bomb, X-rated. Xbox. What the fuck? De ce dracu Xbox and what? Ia, XNXX că e site. X-tube of site, ia, nu știu ce aia. Zoofilie, am înțeles. Deci aici sunt 722 de cuvinte care îți vor da demonetizare. 722 de cuvinte în engleză. Nu știu dacă o fi și cu cuvinte în alte limbi, da, cred că traduse, uite și motherfucker, vechea expresie, da, cred că și traduse ar putea, nu știu. Da, să sperăm că pentru de-alea cu virginitate s-a aplicat demonetizarea, dar nu știu, să zicem că sunt posturi de știri care vorbesc despre un eveniment mai tragic, gen cum e aici, adult, da. Un adult a fost ucis sau nu știu, un adult și-a părăsit copilul sau nu știu ceva genul titlu. Totuși primești demonetizare pentru așa ceva. Pui mei, nu știu dacă s-o aplica. Vă aștept și vouă părerea în comentarii aici. Cât am? 17 minute? Așa, eu vreau să-l pun pe premieră. Azi ce joi, îl pun vineri pe premieră. Hai să mai dau o tură așa. Oricum, de monetizare clar nu-mi iau, deci să nu ziceți că caut ala, zicem. Deci văd că ăsta e cel mai nasol cuvânt, am înțeles. Deci îți blochează video în galben, nu-l folosi, am înțeles. Dacă pui N-word-ul, ești mai salvat un pic. Da. Care dintre astea vi se par cele mai degeaba puse aici de ție demonetizare pentru așa ceva? Deci am înțeles ideea. Tot ce are legătură cu pornacheu merge. Înțeleg să-l pui așa. Terorismul, da, dar mai sunt cuvinte pe aici care nu înțeleg de ce bâs. Bâs demonetizate. Uite, included. Inclus, de ce naiba? Noua Zeelandă, la fel, sau... Stai mă, parcă a fost ceva atentat în Noua Zeelandă, mi-au să aminte, ok, deci Noua Zeelandă, ia, joint, hai să zicem. Da, deci, cauți cancer pe YouTube și e demonetizat, se vorbește despre o boală, nu știu. Ar fi frumos dacă bolile astea ne-ar exista, dar asta e altă parte. Retard, de ce ar fi cuvânt cu demonetizare? Da. Și stai, am văzut Shrek? Pui mei, Shrek! Shrek e demonetizat! O să fie Shrek demonetizat, ești nebun la cap? De ce ai demonetizat Shrek? Poate vrea careva să facă un video top 10 recorduri Shrek sau lucruri despre Shrek și primești demonetizare pentru Shrek.
Pentru un amar de grăsan verde primești de monetizare? Lasă-o dracu de treabă. The fuck. Da, sunt multe cuvinte pe aici care... Telecharger. De ce? Pentru telecharger. Craina la fel. Vom. Să fie de monetizare. Ui mei. Bine, acum și limba engleză este cam ciudată, na. Dic înseamnă ce înseamnă și prescurtat de la Richard e tot dic. Deci mă rog. Da, aia cam 20 de minute. O să vă pun ăsta pe premieră, să vă uitați acolo, să nu dați skip. Cam acesta a fost și videoclipul. Eu sper că v-a plăcut. Și da, nu știu. Asta și voi în comuri, ce cuvânt ăsta vi se pare absolut stupid să fie cu demonetizare. Chiar-s curios ce o să ziceți. Hai! Ciao, lesturor!